Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Așa cum anul trecut pe vremea aceasta toți eram epidemiologi, guvernul ne obligă anul acesta să devenim finanțiști, micro și macro, pentru că banii sunt mai mult ca niciodată subiectul cel mai fierbinte. Invitatul meu în această seară este un specialist în legi și în bani. În primul rând ca avocat specializat în fiscalitate, dar și ca fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, ca participant contributor la ampla analiză realizată recent de Consiliul Fiscal și membru în bordul Pactului pentru Fiscalitate. Bine ați venit la Europa FM, domnule Gabriel Biriș. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, e o plăcere să discutăm împreună despre un subiect chiar foarte fierbinte. Domnule Biriș, coaliția vrea să umble la fiscalitate, dar nu prea știe cum. Cota progresivă a fost vânturată o vreme, apoi a fost abandonată ca soluție imediată. Rămân însă în discuție alte două propuneri ale PSD. Una este extrem de controversată în mediul de afaceri și se numește taxa de solidaritate. Cum ar trebui să ne uităm la ea? Păi, în primul rând, ar trebui să ne uităm la întregul nostru sistem fiscal și la veniturile bugetare, care sunt, din păcate, extrem de mici. Și să înțelegem de ce sunt așa de mici. În primul rând, și vă mulțumesc că ați menționat studiul, o analiză foarte amplă și complexă, făcut de un grup de 20 de economiști și eu, care sunt avocat, în reuniți în jurul Consiliului Fiscal, specialiști din mediul privat, din mediul academic și din Banca Națională, care oferă o abordare 360 de grade a problemelor, pentru că, vedeți dumneavoastră, toate discuțiile pe care le vedem astăzi sunt discuții despre subiecte punctuale. Ori pare că nu se înțelege că sistemul fiscal funcționează ca un tot în ansamblu. Și dacă nu te uiți, dacă nu analizezi toate componentele lui, riști să creezi mai multe, luând o măsură pe un impozit, creezi probleme pe alte impozite. E un principiu al vaselor comunicante. Dacă nu pui presiune pe toate vasele la fel, îți explodează pe cel pe care nu pui. Îl știm, din clasa 7, cei care am făcut-o. Nu crapă până la urmă. Așa. Rezultatul acelui studiu este că dacă recomandările de acolo ar fi implementate, la buget s-ar strânge, fără să se crească impozite și taxe, și o să explic mai încolo cum, s-ar strânge undeva între 3,7 și 4,7% din PIB, posibil chiar mai mult, dar cu o singură condiție, ca măsurile propuse acolo să fie luate toată odată, simultan. Cum poți să crești veniturile fără să mărești taxele? Nu le mărești taxele pentru cei care le plătesc. Da? Dar, din păcate, în ultimii ani de zile, în special începând din 2016, s-a acționat extrem de determinat în două direcții. Prima, creșterea cheltuielilor, în creșteri de pensii, salarii. Cea de-a doua, de care se vorbește mai puțin, o avalanșe de scutiri și tratamente preferențiale. Adică ceea ce domnul Ciolacu numește că nu mai avem cotă unică, nu? O să comentez despre asta. O avalanșe efectiv de măsuri care au spulberat baza de impunere. În plus, nu s-a făcut nimic pentru reducerea evaziunii. Nimic. Deci tot ce s-a declarat că se face, roie factura, safte, măsuri de combatere a fraudei. L-am auzit mai curând și de curând și pe domnul Heiș vorbind de cheltuielile ce depășesc veniturile. Toate astea sunt un imens joc de glezne, adică ei se fac că fac ca să nu li se reproșeze că nu fac, dar de fapt nu fac nimic. Acum, revenind la cele două subiecte punctuale, cota progresivă. Păi noi am mai avut cote progresive până în 2004. La vremea, și erau mari, între 18 și 40%. Dar, la fel ca și acum, cu foarte multe scutiri.
și foarte multe posibilități de a evita plata cotei progresive și să nu uităm că de fiecare dată când vorbim de impozit pe venit, trebuie să vorbim și de contribuțiile sociale obligatorii. La vremea respectivă, impostul pe venit, pe salarii în principal, aducea 2,8% din PIB. În 2005 s-a introdus cota unică, la început tot cu excepții, pentru că, din păcate, unii și-au adus aminte că au bani pe bursă și a rămas 1%, alții că fac speculații imobiliare și nu trebuie să plătească impozit, alții că și-au salariile și comisioanele pe micro-întreprinderi și nici acolo nu trebuie umblat. Ulterior, prin 2005-2006, din cauza lipsei de bani la buget, s-au cam eliminat aceste scutiri, iar din 2007, cota unică de 16% a adus la buget 3,8% din PIB. Adică o creștere cu 40% a veniturilor. Și atunci, cum vrei tu să spui că dacă revii la cote progresive, iei mai mulți bani la buget? În plus, cotele progresive, administrarea cotelor progresive este mult mai scumpă. Pentru că astăzi declarația unică, asta care s-a depus pe 25 mai, este depusă doar de cei care obțin venituri altele decât din salarii. În momentul în care ai cote progresive, nu mai ai 6-700 de mii de declarații anuale sau cât ori fi până într-un milion, o să ai 5-6 milioane. Ceea ce înseamnă costuri mai mari, bătaie de cap mai mare și pentru cetățeni, dar și pentru ANAF, ca să proceseze aceste... Deci bani mai puțin cu costuri mai mari. Cea de-a doua idee, care e tot așa dintr-o abordare punctuală, taxa de solidaritate. De fapt, taxa de solidaritate sau contribuție pentru sănătate și educație, cum mi-au mai zis, este de fapt un impozit pe cifra de afaceri. Impozit pe cifra de afaceri, impozitele pe cifra de afaceri au o caracteristică și anume că duc la scumpirea produselor interne. Pentru că el se aplică în cascadă, în special la companiile mari și în special în zone, în perioade din acestea hiperinflaționiste, este foarte ușor să transferi un 1% sau 0,5% cât au zis ei, să-l transferi în preț. Deci să nu-și închipuie cineva că banii ăștia nu vor fi plătiți de către cetățeni. În plus, impozitele pe cifra de afaceri îți scad competitivitatea exporturilor. Pentru că firmele din România care exportă nu o să poată duce în preț acest impozit suplimentar așa cum pot duce în preț la vânzările pe piața internă. Pentru că concurează cu companii care vin din state unde nu îi sunt astfel de impozit. Și vedem că producția industrială nu prea merge bine. Pe primul trimestru, creșterea asta economică cu care s-a lăudat guvernul are o componentă negativă pe producția industrială. Deci, insistăm cu toții și se va discuta asta inclusiv astăzi la discuția pe relansarea Pactului pentru Fiscalitate, un proiect din 2014, dacă mai țineți minte. Vom ajunge imediat la el, da. Care propunea clasei politice să agreze niște principii. Niște principii, nu măsuri de genul cotă unică sau cotă progresivă. Până la urmă, politicile fiscale le face guvernul, care guvernul e făcut de partide. Nu, dar principiile trebuie să fie că sarcina fiscală nu trebuie să depindă de cum câștigi, ci doar de cât câștigi. Incluzând aici contribuțiile sociale. Și iarăși toleranța zero la evaziune. Astea sunt două chestii care cred că cu care nimeni nu poate să nu fie de acord declarativ, dar ele trebuie aplicate și în practică. Deci ce înțeleg de la dumneavoastră este că ceea ce ar trebui să se întâmple de fapt ar fi revenirea la o cotă unică cu adevărat generalizată, fără excepții, nu o cotă progresivă, iar taxa de solidaritate pe care o tot vântură, e episodul 2, domnule Biriș, dacă vă aduceți aminte, a mai fost un puseu cu taxa de solidaritate undeva în toamnă, când încercau să facă toamnă-iarnă. Când este episodul 3, doamna. Chiar 3, eu mă gândeam la actuala coaliție. Ar distorsiona mediul de afaceri, da? Să nu uităm de scandalul generat în 2017,
când în programul de guvernare al guvernului Tudose s-a inclus o prevedere cu generalizarea impostului pe cifra de afaceri și practic înlocuirea impostului pe profit cu impostul pe cifra de afaceri. Măsură care la vremea respectivă a fost extrem de criticată de toate companiile de ambasade, dintr-un motiv cât se poate de simplu. România, dacă introducea impostul pe cifra de afaceri, pe lângă pierderea de competitivitate și scumpirea producției interne, ieșea de pe radarul oricăror investitori, pentru că tot ce înseamnă măsuri de evitare a dublei impuneri, de genul Parent Subsidiary Directive, Royalty and Interest Directive, astea sunt niște directive europene pe impozite directe. Tot sistemul nostru de convenții privind evitarea dublei impuneri, care e foarte important și un avantaj al României, ar fi fost dezactivate, pentru că asta se aplică doar la profituri. Astfel de măsuri pompieristice pare că în linia asta de experți pe care nu prea îi vedem la televizor din PSD, sunt niște economiști care nu înțeleg cum funcționează lucrurile pe plan internațional și că nu putem să inventăm noi acum roata. Că dacă ne apucăm să inventăm roata, vom ieși pur și simplu de pe radarul investitorilor. Cam asta. Dacă tot se vorbește de reformare, de faptul că nu avem cotă unică, hai să o facem unică, că am avut o cotă unică care nici aia n-a fost tocmai unică, dar a fost mult mai unică. Mai aproape de ceea ce ar trebui să fie. Până în 2017. Înțelegem de ce în 2017 cota unică aducea 3,8% din PIB și de ce în 2021-2022, hai să nu ne referim la 2020 că a fost pandemie, de ce mai aduce doar 2% din PIB? Iar motivul este cât se poate de simplu. Mai ține minte cu toții revoluția fiscală, când s-au mutat contribuțiile de la angajator la angajat. Aceea e o măsură care a fost inițial propusă de mine ca să o putem folosi pentru plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor sociale pe suma veniturilor. Cum spuneam, să nu mai conteze cât câștigăm, ci doar cât câștigăm. Să ne aducem fiecare contribuția la, până la urmă, bunul mers al cetății în care trăim. Atunci când s-a introdus măsura asta, ca să fi fost neutră mutarea contribuțiilor, CSE-ul trebuia să fie 21%. L-au făcut 25%. Au scăzut și CSE-ul a fost mărit un pic, de la 8,8 la 10. În compensație, ca să nu scadă netul oamenilor, au redus de la 16% la 10% cota unică. Practic, atunci s-au mutat de la bugetul de stat, prin reducerea impostului pe venit, bugetul asigurării, la bugetul de pensii, vreo cel puțin 11 miliarde de lei, bani care n-au fost folosiți ca să acopere deficitul și să asigure sustenabilitatea pilonului 1, ci au fost folosiți ca să zică că au bani de creștere a pensiilor, care e unul din motivele dezastrului de acum. Pentru că a fost o creștere care a fost din PIX, nu a fost din fonduri disponibile. Practic, asta a dus la scăderea cu 40% a veniturilor din cota unică. După care, imediat, tot unul din guvernele Dragnea a mai lovit la baza de impunere, scutind de impozit pe salarii și contribuție la sănătate, dar aici vorbim de impostul pe salarii, jumătate de milion de oameni din construcție și producția de materiale de construcție. Acum, în toată nebunia asta cu nevoia de venituri în plus, guvernul a mai scutit încă 300.000 din agricultură și a mai scăzut și impostul pe bursă. Și nici nu vorbește de eliminarea scutirilor. Nu știu, am senzația că nimeni nu mai gândește. Domnule Gabriel Virici, vă propun să ne mutăm puțin la ANAF. Și prima întrebare pe care și-o pune toată lumea în momentul ăsta este: pentru ce
Doamne, iartă-mă, noi nu reușim să colectăm decât un leu din trei, din TVA, din cei nu, datorați. Doi lei din trei. Pierdem un leu din trei, da. Da, de ce? Da. Pentru că nu se vrea să se colecteze trei lei din trei. Trebuie să înțelegem că banii ăștia nu dispar așa în an. Vreo 7-8 miliarde de euro sunt furați în fiecare an. Cineva îi fură. Da? Sunt metode foarte bine știute de eliminarea fraudei mari și de îmbunătățirea colectării. Care măsuri în România nu au fost niciodată luate în serios? Adică. Tu mă refer aici la taxarea inversă ca să elimin frauda carusel. Mă refer aici la măsuri eficiente de informatizare a NAF. Dau două exemple apropo de informatizarea NAF. Casele de marcat cu memorie fiscală și modul de comunicare cu ANAF. În primul rând să spunem că din frauda asta mare, nu mai mult de 15%, eu am calculat, am estimat undeva în jur de o optime, poate să vină din retail. Deci casele de marcat au fost gândite ca să reducă această optime. Da? Dar cum au fost făcute? În primul rând că la vremea când au fost introduse, soluția tehnică era deja depășită. Am venit cu niște case de marcat care să emită numărul de bon, să trimită informația la ANAF în condițiile în care la vremea respectivă erau deja soluții care permiteau emiterea de bonuri fiscale din aplicația ANAF, adică numărul pe bon îți venea în timp real de la ANAF. Nu s-a dorit asta. În plus, a obligat toate companiile din România, mici, mari, să cumpere sute de mii de case de marcare, pe care ANAF-ul, mă rog, acum nici nu mai e ANAF-ul, e Ministerul de Finanțe, deci le-au cumpărat în 2017-2018. Le-au pus în funcțiune atunci. Iar ANAF-ul de-abia la sfârșitul 2021 le-a conectat. Nu au făcut investiția care era minoră în capacitățile de primire a datelor, stocarea datelor și analiza datelor. Astăzi, din informațiile pe care le am, chiar dacă informațiile primesc datele de la AMF-uri, nu le procesează, doar le stochează. S-a introdus ROE factura. E-factura este un proiect început în 2016, când eram secretar de stat. Atunci am aprobat, am făcut o cerere și am aprobat un memorand. El trebuia să fie un sistem administrat de ANAF de emitere de facturi, o aplicație. În așa fel încât să știi în timp real cine ce cui facturează, ca să poți să adresezi frauda asta de 7 lei din 8. 7-8 timp, din B2B. Ce am făcut? L-am introdus anul ăsta. Dar nu e o aplicație ANAF. Este la fel precum casele de marcat. Emiți factura din sistemul tău, îl trimiți la ANAF, care îți spune, îți validează electronic, ți-o trimite înapoi și tu o trimiți la client. Dar nu pe toate tranzacțiile, ci doar în B2G, adică pe achiziții publice. Acolo oricum nimeni nu are... nu plătește fără factură și doar pentru niște produse considerate de risc. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți absurditatea reglementării și de ce spun că de fapt nu se dorește rezolvarea problemei. Au introdus în lista de produse de risc livrarea de construcții noi. Păi să mă ierte Dumnezeu, la construcțiile noi avem taxare inversă la livrarea de construcții noi. Deci nu se poate fura TVA. Cum se fură TVA în zona asta? Cu materialele de construcție. Importate din diverse locuri și furat TVA-ul pe lanț. Dar ele nu sunt în zona de risc. Nu sunt în zona de risc. Deci, dacă îmi spune mie cineva acum că, dom'le, luăm măsuri, eu spun care? Care măsuri? Doar vă faceți că faceți. Ca să puteți, ziceți că luați măsuri. Dar măsurile astea știm de la început că nu sunt eficiente. De ce nu? Ce înseamnă nu se vrea, domnule Biriș? Cine nu vrea și de ce? Ce interes nu vrea? Păi cine nu vrea? Nu vrea cine fură.
Măsura ar trebui să o ia ANAF, ar trebui să ia Ministerul de Finanțe, adică să înțeleg. Doamna Dăce, mai țineți minte campania aia când la începutul mandatului meu de secretar de stat, undeva pe la mijlocul ianuarie 2016, eram zugrăvit pe toate canalele drept regele offshore din guvern. Acea campanie a început exact în ziua în care, împreună cu ministru, am fost la Ecofin. Am schimbat poziția României pe taxare inversă și am susținut necondiționat cererea ministrului de finanțe CE de a-i se aproba un proiect pilot pe taxare inversă. Adică să aplice chiar dacă nu au vrut să modifice directiva. Pentru că, din păcate, e o opoziție, nu poți să ai unanimitate pe modificarea directivei. Am explicat, am prezentat ce vom face colegului meu care era șeful ANAF. Și la nici două zile a început o campanie ca să fiu dat afară din guvern. Despre asta vorbim. Înseamnă, îmi spuneți de fapt, că mari evazioniști, cei care nu au interesul acestor modificări, au o influență foarte mare asupra activității guvernamentale, da? Ca să o zicem pe dreapta. Asupra reglementărilor, ca asta nu ne mai ascundem după degete. Exact, dar, asta spun. Dar domnul Heiuș ne anunță acum că va începe o mare ofensivă împotriva marilor averi și va verifica măsura în care ele sunt justificate de venituri. Eu am mai auzit povestea asta de mai multe ori, da? Mai poate ține, că de data prima asta dată am auzit-o, parcă prima dată am auzit-o de la domnul Blejner, nu? Am auzit-o și de la domnul Blejner, dar nu, știu, că și dumneavoastră... Atunci a fost introdusă în legislație. Și dumneavoastră ați avut o inițiativă tangentă cu un T0. Nu tangentă, a fost direct. Directă. Haideți să explicăm ce e povestea asta cu marile averi, cum se poate face, cât e de fezabilă, domnule Biriș, și cât e de serioasă și cât e, hai să ne facem că muncim exact cum spuneați mai devreme. Știți care a fost reacția mea la declarația domnului Heiuș săptămâna trecută? De ce? Pentru că eu am explicat încă din 2011, de când s-a introdus această legislație, că nu va funcționa. Și de asemenea am atras atenția că este complet imoral ca în cazul în care nu declari și ești prins să plătești cota unică. Pentru că asta este legea acum. Dacă, cum spunea domnul Heiuș, cele 20 de miliarde la 500 de mii de oameni ar fi identificate, dar să nu uităm că în 10 ani, 11 ani de aplicare a legii au fost emise doar vreo 650 de decizii, așa cum ne spune tot domnia sa. Adică de la 650 la 560 de mii, sunt 560 de mii diferență. Da? Dar emite decizia acum, dacă îi prinde, cu 10%. Atât e acum cota unică. Deci, practic, legea noastră spune că hoțul neprins e negustor cinstit. Adică dacă n-ai fost prins și se prescrie. Iar hoțul prins plătește fix, exact. Negustorul cinstit. Ca negustorul cinstit. Deci asta e legea noastră. Asta e legea noastră. Este win-win. Da? Noi ne facem, ANAF-ul se face că face și hoții se fac că plătesc. Ce ar fi trebuit oricum să plătească. Nu trebuia făcut așa. În plus, ca să poată să fie eficiente aceste măsuri de control, care de fapt se bazează pe ce? Pe comparația între ce ai avut la început, la începutul perioadei de control, acum 5 ani, de exemplu, ce ai astăzi, se adună veniturile și scutite și impozabile și neimpozabile, se scad cheltuielile și dacă apar diferențe mai mari de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, îți dă o decizie de impunere. Da? Ca să poți să faci o comparație, din tot de la fizică, din clasa 7, 6, nu țin minte exact, că ai nevoie de un sistem de referință. Nu? De exemplu, stai de vorbă cu cineva. Care e viteza unuia față de altul? Zero. Dar dacă stai de vorbă într-un tren care merge, care e viteza
față de pământ. Viteza trenului. Dar între cei care stau de vorbă, viteza e tot zero. Deci tu ai nevoie, ca să compari ceva cu altceva, ai nevoie tot timpul de un sistem de referință. Sistemul ăsta de referință se numește declarația inițială de patrimoniu, cu care de altfel începe orice control, orice verificare fiscală, atunci când ești selectat pe cine știe ce criterii pentru control. În lipsa declarației inițiale de patrimoniu, ANAF-ul alargă ca bezmet. Alergă să caute pe Facebook, pe LinkedIn, pe whatever, să vadă cum, care-i averea afișată. Trece prin cluburi, vede cine... Da? Deci nu ai sistem de referință. Asta trebuia reglementat. Nu-i, măcar astăzi ar trebui reglementat. Declarația inițială de patrimoniu pentru cine? Pentru toți românii care sunt într-o anumită zonă de risc. Adică cei care au sau avem o avere de peste un anumit nivel. Eu am propus 1 milion de euro. De ce 1 milion? Pentru că sub suma asta, strâns patrimoniu strâns într-o viață, nu prea ești în zonă de risc. Și n-are noimă să încarci ANAF-ul cu informație nerelevantă, că îi reduce eficiența. În plus, nu are nicio logică să pui să facă declarație inițială de patrimoniu oamenii care sunt săraci, că nu sunt în zona de risc. Deci, asta e reglementat. După care, ce ar trebui făcut? Cât le luăm noi astăzi, cât le ia astăzi ANAF-ul, dacă îi prinde? 10%. Cât de era înainte? 16%. Păi hai să lăsăm pe oameni să își facă socotelile. Să vadă, poate ori fi uitat ceva. Și să vină voluntar să nu mai consum resurse de la ANAF, din bani publici, să alerg după ei. După aia să mă judec în instanță. Să vină să declare voluntar să plătească 16%, nu 10%. 16%. Că atâta a fost în cea mai mare perioadă anterioară în care vorbim. După închiderea acestei perioade de conformare voluntară de 3, 5, 6 luni, tragi linii. Ce nu poate fi justificat și nu te-ai predat, nu ți-ai făcut socotelile, numai 16%, 75%. Ca să și descurajezi. E, chestiunea asta, la care dacă adăugăm și niște măsuri care să oblige la declararea și plata impozitelor pentru sumele parcate prin paradisuri fiscale, avem o soluție 360 de grade la această problemă. Ați auzit pe cineva să vorbească în zona guvernamentală sau în Parlament că domnul Heuș a fost vicepreședinte la Comisia de Buget Finanță? Ați auzit pe cineva să vorbească așa? Nici măcar nu s-a vorbit în 2016 despre textele astea incluse într-un proiect de ordonanță de urgență. S-a pus batista pe țambar. De ce? Pentru că nu se vrea. Nu se vrea să se facă ordine. De fapt, asta este, îmi spuneți, domnule Biriș, un fel de balet. Noi ne facem că alergăm după marile averi și mari evazioniști, însă printr-o legislație imposibilă, irelevantă și fără pârghii. Baletul este o activitate foarte frumoasă și foarte utilă. Nu, este joc de glezne. Joc de glezne. Te faci că alergi, dar de fapt stai pe loc. Ați vorbit de referință, de nevoia unui element de referință. Recent, guvernul a emis ordonanța speculei, care cred că o să vă dea destul de multe lucru ca avocat, în care se vorbește despre prețuri nejustificate ale speculantului. Prețuri nejustificate. Se tot repetă acest element. Nejustificat de mari. Stocuri nejustificat de mari. Este și... Ce înseamnă preț nejustificat de mare? Ați înțeles dumneavoastră? Noi avem și o practică de concurență și mai am discuții cu colegii mei. Astfel de prevederi mai existau și în legislația europeană și românească cu privire la concurență, dar n-au putut să fie aproape niciodată puse în practică, pentru că este imposibil să, într-o economie de piață în care prețurile, în general, se formează la intersecția cererii cu oferta, să justifici că un preț la un produs care a fost cumpărat de un consumator e excesiv de mare.
Nu există în UE cazuri semnificative de în care Consiliul Concurenței să fi putut aplica aceste prevederi. Când ne uităm la imensa majoritate a deciziilor remise de Consiliul Concurenței de la noi sau din alte state UE, ele se referă în special la înțelegeri de tip cartel. Dar acolo legislația este nu trebuia suplimentată. Dacă ar putea să dovedească, de exemplu, acum că e discuția asta abruptă cu prețurile la motorină și benzină. Dacă ar putea să dovedească că există o înțelegere în piață între furnizori, distribuitori, producători, importatori ca să umfle prețurile, atunci Consiliul Concurenței ar putea aplica sancțiuni severe, procente din cifra de afaceri. Numai că e suficient să pui mâna pe un pix sau creion sau un Excel. Să vezi că este imposibil să se întâmple lucrul ăsta. Cred că alaltăieri dimineața am avut eu această curiozitate. M-am uitat la cât costă prețurile, cât costă motorina pe bursă. Fără taxe, fără pe bursă. Da? Bursa prin definiție nu prea poate fi manipulată prin înțelegeri de tipul cartel. Am adăugat, era 5,25 în creștere, da? De lei pe litru. Am adăugat din preț, am văzut cât sunt, m-am uitat cât e acciza și TVA-ul la prețul la pompă, care e 9,2. Am adunat-o la 5,25. Și rezultatul a fost că din 9,2 lei la pompă, marja pe tot lanțul, de la descărcarea de pe vapor la pompă alimentarea, pe lanțul ăsta care lucrează zeci de mii de oameni, se împarte doar 70 de bani pe litru. 70 de bani din 9,20 lei acoperă toate costurile de distribuție, de furnizare, de livrare la pompă, plata salariilor, chiriilor, costurile de finanțare, pentru că toți distribuitorii au și obligația să aibă stocuri de siguranță. Și asta înseamnă bani blocați și dobânzi la bănci. Vedem că au crescut și dobânzile. Deci, 70 de bani pe tot lanțul. Cum? Păi, Biriș, nu ne spune nouă că... Nu ne spunea nouă că sunt profituri de 35%, că în zona asta... Așa eu am auzit la televizor de la politicienii români, deci... Sunt poate profituri mai mari pe zona de extracție, dar nici companiile care extrag resursa și apoi o procesează nu pot să vândă sub prețul pieței, că după aia se duce domnul Chirițoiu și le dă amenzi că își elimină concurența din piață. Deci prețul pieței la motorină nu este prețul de extracție al petrolului și nici prețul la petrol. Este prețul de piață al motorinei. De la rafinerie, da? Să înțeleg. De la așa cum pleacă de la rafinerie. De la importator. Că, vedeți, să fim atenți că noi importăm și importăm foarte multă motorină special, dar și benzină, pentru că nu există suficient petrol ca să poată să fie prelucrat, chiar dacă am avea capacități de prelucrare. Deci suntem dependenți cumva de prețul de bursă al carburanților. Trebuie restul... să înțelegem că doar 30% din consumul nostru intern este acoperit de producția internă de petrol. Doar 30%. Nu e ca la gaze unde avem 80%. Domnule Gabriel Biriș, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, aceasta a fost ultima ediție a Pieții Victoria din acest sezon. Ne așteaptă o vară, să sperăm, frumoasă, fără mari surprize neplăcute, în care să ne odihnim, să ne adunăm puterile, pentru că din toamnă o luăm de la capăt și nu se anunță o toamnă prea liniștită sau prea ușoară. Să aveți o vacanță frumoasă și ne reauzim în septembrie. La revedere. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.